specifică sursa de finanțare, dacă la stimulent se specifică sursa de finanțare de la Ministerul Sănătății prin fondurile europene, cu trimiterea situațiilor la Casa de Asigurări, prin Casa de Asigurări și prin Ministerul Sănătății, referitor la sporul de pandemie între 10 și 30%, legiuitorul nu specifică sursa de finanțare. Spitalul Județean a făcut toate calculele lună de lună. Am încercat la toate, și la ordonatorul principal de credit și la Casa de Asigurări. La Casa de Asigurări am trimis factura cu suma pe care a calculat-o pentru personalul de la Spitalul Județean. Casa de Asigurări justifică că atâta timp, pentru nu specifică în legislație că finanțarea se face din transferul prin Casa de Asigurări, nu au cadrul legal. Am trimis factura, am returnat factura. Am văzut că Casa de Asigurări nu ne onorează, ne-am adresat Consiliul Județean, ordonatorul principal de credit. Suma este destul de mare pentru Spitalul Județean, mai exista varianta din venituri proprii și trebuie să recunoaște Spitalul Județean, având în vedere caracterul de pandemie anul trecut, nu realizează venituri proprii la nivelul anilor precedenți, pentru că nu se fac consultații la cerere, se internează numai urgent. Deci, din venituri proprii, nu are cum Spitalul Județean, pentru că pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate, nu facem servicii medicale la cerere. Asigurăm doar urgențele medico-chirurgicale.